Consilierii locale au aprobat astăzi proiectul care prevede delegarea gestiunii prin negociere directă către firma înființată pentru administrarea spațiilor verzi, locurilor de joacă și fântânilor arteziene din Slatina. Ce am hotărât astăzi este aprobarea caietului de sarcini care are ca și anexe normativele de spații verzi și de trasamente din anii 1961 și 81, în care sunt explicate foarte clar, scurt și la obiect, toate operațiunile ce țin de întreținerea, amenajarea domeniului public ce cuprinde spațiu verde, a fântânilor și a locurilor de joacă. Societatea Consiliului Local va percepe tarife negociate și acceptate de municipalitate doar pentru forța de muncă folosită pentru întreținerea domeniului public. Materialele și tot ceea ce se folosește în procesul de amenajare și întreținere sunt lipsite de orice formă de profit și adaos comercial în relație cu primăria. În timp de 30 de zile, Societatea Dezvoltare Urbană Slatina va trebui să vină cu o fundamentare de preț foarte la obiect și să purtăm o negociere pe manopera efectivă de lucru în spațiu verde, în locuri de joacă și fântâni. Dezvoltare Urbană Slatina va începe să lucreze efectiv la amenajarea spațiilor verzi de săptămâna viitoare. Avem 360 și ceva de mii de metri pătrați măsurați la nivelul evidenței publice Slatina, iar aceștia vor fi acordați pentru a se lucra pe ei societății respective. Noi sperăm ca sfârșitul acestei luni să fie totul funcțional și să fie totul foarte frumos amenajat. Până anul acesta, Primăria Slatina avea contracte cu 3 societăți private care se ocupau de spațiile verzi, locurile de joacă și fântânile arteziene din oraș. Autoritățile au decis să rezilieze contractul cu asocierea de firme și să înființeze o societate a Consiliului Local care să asigure aceste servicii la prețuri mai mici.